Daniel Ghiță împotriva lui Brice Guido, 32 de ani pentru sportivul nostru, 27 pentru adversarul său din Franța, 28 de victorii obținute de francez, 8 înfrângeri, Ghiță 47 de victorii, 9 înfrângeri în care așa. Da, vine Daniel după două înfrângeri la rând în fața lui Semișir și Gökhan Saki, însă să nu uităm, s-a întâmplat același lucru și în urmă cu 3 ani când a pierdut în fața lui Gökhan Saki și Hezdi Gergeș, două înfrângeri de asemenea consecutive și a urmat apoi 10 victorii la rând, din care 9 prin knockout. Așadar, să sperăm că vom vedea o revenire a lui Daniel Ghiță chiar în fața acestui francez. Da, un francez care s-a pregătit o bună perioadă de timp și el în Olanda. Victorii, dintre care 36 prin knockout. Chiar vorbeau americanii înainte de meci că Daniel Ghiță este genul de luptător care își zdrobește pur și simplu adversarii în ring. Da, și în colțul lui Daniel Ghiță, Anil Dubar, antrenorul său, împreună cu Denis Craul, antrenorul de la Super Pro, cel care mai târziu va avea gală și pe Rico Verhoeven, luptând împotriva lui Errol Zimmerman. Susținut Daniel Ghiță aici în sală de un număr destul de mare de români, comunitatea românească din New York și nu numai, au venit să susțină pe Daniel. Un meci important pentru luptătorul nostru, așa cum spuneam, vine după două înfrângeri și are nevoie de o victorie, în special pentru moral, pentru că urmează și finala Glory din luna decembrie. Bună, low-kick-urile lui Ghiță, a început cu două low-kick-uri pe interior, încă unul trimis de Daniel. O serie bună pentru Daniel, a fost un croșeu de stânga. Încă o dată croșeu de stânga și o lovitură de dreapta la burtă. Cred că i-a luat gazul lui Brice Guido, acesta se blochează, nu mai vrea lovituri la corp, insistă Daniel Ghiță cu această serie senzațională, lovit într-una, Brice Guido se deschide stângă! Și este knockout Brice Guido, făcut knockout de Daniel Ghiță. Lăsat lat francezul în acest moment și nu se mai ridică, este lumea viselor. Daniel Ghiță revine cu un knockout de senzație în circuitul Glory. Da, excelent croșeu de stânga trimis de Daniel Ghiță, victorie impresionantă pentru sportivul nostru. Un croșeu foarte, foarte frumos, l-a prins acolo, descoperit pe adversarul său și o victorie importantă pentru Daniel Ghiță. Brice Guido l-am mai văzut în astfel de situații pe francez. Da, și cere scuze Daniel Ghiță, însă nu este vina sa. Luptătorii și asumă aceste riscuri atunci când intră în ring. That man, Daniel Ghiță, promite să câștige finala Glory în acest an, Daniel Ghiță, și noi sperăm alături de el. Acest knockout îl ajută să-și reîncapete încrederea în el. Iată-l, Brice Guido încă nu și-a revenit. Vedem reluarea. Da, câteva lovituri la corp foarte bune trimise Daniel Ghiță. A venit seria când adversarul său era pe corzile ringului. Aici l-a surprins pe Brice Guido, l-a văzut descoperit și a trimis o stângă în bărbie. Brice Guido a încercat un uppercut, dar s-a deschis, era și cu bărbia sus francezul, nicio șansă, mai ales că croșeul de stânga lui Daniel Ghiță este una dintre cele mai puternice lovituri din întreg circuitul la categoria grea. A făcut numeroase victime Daniel cu acest croșeu. Iată, sunt aproape 10 lovituri. Brice Guido se deschide pentru acest uppercut și un croșeu excelent plasat direct în bărbie. Vedem reluarea. Da, senzațional reluarea, senzațional croșeul de stânga primis de Daniel Ghiță.
în figura adversarului său. Knockout spectaculos oferit de Daniel Vițel. Victorie foarte bună pentru Daniel Ghiță și un knockout spectaculos, așa cum ne-a obișnuit. Daniel Ghiță câștigă în prima rundă în fața lui Brice Guidon și promite să câștige anul acesta circuitul Glorii.